Vreau să priviți actul acesta ca altceva decât o practică religioasă, pentru că este altceva. De momentele acestea depinde fericirea în familie, statornicia în familie. Ce mi se pare cel mai extraordinar lucru este că Dumnezeu spune: eu sunt acolo și sunt martor. Și dacă toți, sutele de invitați ai voștri, miile de cunoscuți ai voștri, se vor schimba, vor uita, Dumnezeu spune: eu nu uit. Dumnezeu nu uită nici ce spuneți voi acum și nu uită nici ce promite El acum pentru voi. Și asta este extraordinar.